Ai zis că mai ai proces azi. Ce? Da, am proces pe cazul de tortură început după 7 aprilie 2009. El mai decurge până acum, încă se află în prima instanță. La 3 ani aproape. Da, 3 ani. Undeva 80% parte din martor sunt audiați. Dar totuși s-o cot că încă jumătate de an să mai tărăgâneze, cred. Eu cred că încă jumătate de an. Și după asta se vezi curtea de apel după și tot așa? Va merge curtea de apel și a treia instanță, curtea supremă de justiție. Da, în paralel, voi mă simt că ați trimis deja la CEDO materialul. Da, CEDO s-a expus, deja așteaptă să... Cum aș cerut, comentariile guvernului. Da, cum aș cerut să se expui pe căile naționale după asta. Dar guvernul a recunoscut tortura, numai că a cerut, a solicitat să se expui căile naționale. Dar totuși... Adică să meargă în instanță până la capăt. Da, să se expui mai întâi, să fie stabilit dacă a fost tortură sau nu a fost tortură sau a fost. Dar ei au propus vreo înțelegere, ceva amiabilă? Nu, n-a fost nicio înțelegere, atunci se face... mă știu cum se numește asta pentru cine era atunci nou ministru sau... Uh-huh. Convocau victime 7 aprilie, își făceau un fel de reclamă sau mai știu... Imagini. Imagini, da. Dar așa și-a rămas. Noi vedem acum ce se petrece, că statul a mai confirmat odată și nu odată că acceptă tortura. Se iau decizii, hotărâri. Nu pot să le comentez, că asta e în afară orice, în afară legii. Pur omenește nu se poate de înțeles nici conform legii. Niște hotărâri, niște decizii care e stricător la cer. Ultima decizie mea unde am fost condamnat eu pe evenimentele din 7 aprilie a fost Curtea Supremă de Justiție, unde în completul de judecată, fără ca să știu, a fost Tudor Popovici, tatăl lui Dorin Popovici, judecătorul din iad. Asta a fost, de ce s-a luat așa o decizie. Repet că am fost condamnat prin un articol care nici nu există. Pe urmă mă întrebam de ce așa. Am găsit eu răspunsul când am aflat că unul din judecători, cu mult târziu am aflat că unul din judecători este Tudor Popovici. Și pentru comisarul european responsabil de monitorizarea respectării drepturilor omului, ce mesaj ai? Rog, totuși, dacă e posibil să influențeze. Noi suntem în continuare persecutați de călăii noștri. Exemplul meu, că șeful poliției criminale, care a fost repus în funcție imediat, el a continuat până în prezent să mă persecute prin diferite metode. Una este care m-a acționat în judecată cu 3 cereri diferite, unde își apără onoarea și demnitatea, precum că eu aș fi ponigrit, îmi cere 3 milioane de lei. Alta, că prelucrează martorii. Martorii recunosc și în judecată că polițiștii care sunt repuși în funcție, dar sunt bănuiți și sunt precăutați în dosare penale, ei funcționează mai departe, prelucrează martorii. Deci exercită influență. Da, o influență care martorii așa și dovedesc în instanțe că noi suntem, adică ei, martorul care a fost și el victimă și cu polițiștul care a torturat, noi am devenit deja prieteni, totuși asta nu se logic. Mi s-a împrietenit victima cu polițiștul, da, care a maltratat. Nu că logic, dar nu pot să explic din punct de vedere sănătos acest fenomen. Mai mult este că la fel, avocații, practic, nu au nicio putere, sunt legați cu mâinile sau sunt și influențați. Asta nu găsesc nicio explicație. De ce așa se întâmplă noi, de ce justiția noastră este într-atât de coruptă sau acceptă în continuare tortură, acceptă în continuare ce a fost până și în regimul comunist.
Și alți tineri pe cazuri similare din aprilie, nu alți cunoști tineri, la ce etapă sigur, dosarele lor? Toți, majoritatea sunt polițiștii achitați, adică găsesc nevinoveți. Majoritatea tinerilor sunt disperați, ei sunt uimiți, stau și se uită nedumerit. De ce se întâmplă așa? Cazul Gumenei, băiatul care tot știm a fost minor, a fost rupt mâna de... din colaborator din DSO sau din o instituție de drept. Acest caz acum în decembrie, 28 decembrie, acest polițist a fost achitat. Vă dați seama, a fost achitat, familia și a fost înjosită chiar în coridorul judecății, a fost numită deci ești polițiști în orice fel. Crețu, două victime, Sergiu Cresu, Vitali Cresu. La fel, Curtea de Apel și judecătorul centru a achitat acești polițiști care au fost destule probe, dar inexplicabil. A luat și a achitat, fiindcă așa au vrut. Sunt mai multe cazuri. Cazul lui Ștefan Botner a mers până atâta că avocatul l-a prelucrat până atâta că cu camera ascunsă, i-a împins bani, a dus la o stare de ebrietate, i-a împins bani, acela, nu știu, precum că o să vadă, nu știu cum, acesta a fost folosită ca probă în instanță, contra lui, polițistul iar achitat. Adică se face tot posibilul și imposibilul ca să fie achitați polițiștii care au comis tortură, au comis crime. La fel, știu toți și procurorii că au fost condamnați un polițist sau doi, dar pe articolul 55 au fost este un articol din, de, care se suspendează sau se scoate, adică nu se socoate ca au fost urmărit penal sau au fost pedepsit.